Degeaba sunt organizate cursuri de formare pentru lecții moderne dacă profesorii nu sunt interesați de ele și nu există sancțiuni pentru cei care nu se înscriu la cursuri. Campania știrilor ProTV Pierduți în teleșcoală vă arată că, deși statul le asigură programe moderne, unele cadre didactice le ignoră. Autoritățile au accesat fonduri de la Uniune încă din 2018 pentru un program derulat și acum, considerat însă de unii profesori o pierdere de timp. Ministerul Educației implementează de mai mulți ani programul CRED. Se desfășoară greoi, a avut un start mai slab, dar are deja peste 20.000 de profesori absolvenți la nivel național. Ce cuvinte asociați sintagmei resurse educaționale? Să dau un refresh, ia să vedem, a reușit cineva? Avem în derulare în acest moment seria 7 de cursanți, 247 de grupe la nivel național. Ce facem cu ceilalți profesori? Din câte știu, sunt mult mai mulți profesori la nivel național. Formarea continuă este un drept, o obligație și la fiecare 5 ani, fiecare cadru didactic trebuie să intre într-o formă de perfecționare. Atât timp însă cât nu există o obligativitate, o măsură coercitivă sau eu știu, nu putem să obligăm pe cineva să vină la formare împotriva voinței lui. Matematicianul Sorin Borodi declară că și el și alți profesori refuză să treacă prin acest program de formare pentru că, în realitate, se pierde vremea și se toacă fondurile europene degeaba. I-ar fi povestit alți colegi care au absolvit și care nu și-ar fi modificat stilul de predare. Pe scurt, o pierdere de vreme în care formatorii și experții sunt bine plătiți. Constați că sunt cu totul și cu totul rupte de realitate. Copilul pe care îl văd ei în acele foie, un copil care nu există în realitate. Nu este un program ușor. 120 de ore de formare pe parcursul a 3 luni implică un ritm susținut de participare. Iată ce spuneau reprezentanții ministerului în 2018, atunci când anunțau cu mare fast lansarea proiectului și când sperau ca până în 2021 să formeze 55.000 de cadre didactice, 30.000 de la gimnaziu și alți 15.000 de învățători. Trebuie să producă niște schimbări pozitive la nivelul activității didactice la clasă din perspectiva celor doi actori educaționali, profesor și elev. În programul CRED, fiecare modul se desfășoară online, cu profesori înscriși voluntari din toată țara. În teorie, ar trebui ca toți cursanții formați prin astfel de sesiuni să-și perfecționeze un stil de predare centrată pe copil și nevoile lui, un stil prin care să se renunțe la vechea meteahnă a predării cu spatele la elevi. Ia să vedem, a mai scris altcineva? Ia să văd, ce ați mai adăugat? Sunt foarte curioasă, haideți că sunt curioasă! Copilul ideal, ca buretele, pregătit să absorbe informații, așa ceva în realitate nu există. E un proiect cu fonduri europene, în care Uniunea a alocat până acum 42 de milioane de euro, teoretic, pentru schimbarea la fața învățământului românesc. Inițial ar fi trebuit selectați 60 de experți din toată țara, care vor pune la punct metode și programe prin care vor pregăti 900 de formatori de profesori. Nu s-au găsit atâția, povestește Ciprian Fratușnic, unul dintre experți, de la care aflăm că proiectul a fost întârziat, dar este bun pentru că are scopul de a schimba mentalitatea profesorilor de la noi, să nu existe teama că nu va fi acoperită materia dacă se pierde timp mai mult la clasă cu cei care rămân în urmă. Se schimbă relația cu această materie, în sensul că nu mai devine principalul element care îți dă ție succesul unui parcurs educațional, ci dimpotrivă, ce ai făcut cu materia asta și cât ai selectat din ea, mai ales la online, astfel încât totuși tu să urmărești sistematic competențele din program. Pentru că dacă pe alea nu ți le-ai făcut, poți să treci tu prin dublu volum de materie, că tot ai făcut mult, dar n-ai făcut ce trebuie. N-am intrat într-un astfel de program și de teama acestui timp pe care ar trebui să-l aloc. Vă spun realitatea, cei mai mulți dintre profesori nu privesc cu seriozitate aceste cursuri. Ele sunt cele mai multe o corvoadă, trebuie mers pentru acele credite, dar motivul, care e motivul? Pentru că nu te alegi cu aproape cu nimic util. Fără o formare centrată pe competențele copiilor, aceștia nu par să înțeleagă mare lucru din orele online. Cel mai grav este pentru cei mai mari aflați în ultimii ani de liceu. La Galați, elevi de clasa a 12-a în pragul bacalaureatului nu pot spune cine a scris novela Alexandru Lăpușneanu, deși au avut de pregătit pentru examen. Da, știu povestea. A scris aceea cu turcii, cu... Îmi scapă. Au fost pierdute informații, atât online și,
și atunci ne-am întors la școală, pentru că este altă materie de predat, dar în același timp trebuie și să-l reluăm și să fixăm materia care s-a predat online. În România, cheltuielile pentru educație se numără printre cele mai mici din Uniunea Europeană, iar slaba performanță a sistemului de învățământ și de formare nu ajută România să recupereze decalajele față de alte state membre, se arată într-un raport al Comisiei Europene. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.